Vă mulțumim că sunteți astăzi alături de noi, într-o zi atât de deosebită. Suntem cu toții foarte emoționați, după cum se vede cel puțin și la mine, și ne bucurăm de prezența cadrelor didactice, a colegilor, a prietenilor și nu în ultimul rând a părinților, fără de care, cu siguranță, nu am fi putut fi astăzi aici. Vă mulțumim! În continuare... În continuare, îl invit să ia cuvântul domnul decan Gheorghe Clitan, profesor doctor, pentru a lua câteva cuvinte în numele Facultății de Științe Politice, Filozofie și Științele Comunicării. Vă spun și eu bine ați venit. Și mă întreb așa retoric, cum să nu fii emoționat când vezi o sală cu atâția aparținători care au venit să susțină la ultima întâlnire copiii exact ceea ce au mai bun și ce au făcut mai bun în viață. Indiferent cât ești de obișnuit cu aceste cursuri festive, până la urmă când vezi atâta suflet pus într-o acțiune de acest gen, nu poți să nu te emoționez. Eu sunt și eu emoționat, mai ales că acest curs festiv este al departamentului, al studenților, al absolvenților departamentului din care fac și eu parte și al studenților cu care am lucrat și eu în decursul celor 3 ani de zile. Și sper să ne întâlnim și la ceea ce urmează, pentru că absolvirea licenței nu înseamnă mare lucru în învățământul universitar de astăzi. Ciclul complet de studii universitare presupune și studii de master. Așa că vă așteptăm cu o ofertă, zic eu, destul de bogată și interesantă. Masterele noastre, începând de 2 ani încoace, am încercat să le facem cât mai aplicative și să încercăm să vă oferim și ceva diplome care să vă ajute în viață și să vă dea în plus o meserie. Am realizat acest lucru cu masterul de comunicare și mediere în conflictele sociale, care este singurul master acreditat sau, eu știu, agreat de Consiliul Național al Medierii și care vă oferă posibilitatea de a face modulul de formare inițială și pe urmă să profesați după ce vă desăvârșiți activitatea practică, să vă specializați ca mediator, care este o meserie, după cum știți, ce ține de domeniul științelor comunicării. Începând de acest an, un master asemănător cu acreditare internațională și cu diplome va fi organizat în limba engleză, este vorba de, eu spun în românește, consultanță și consiliere filozofică. Este vorba de o alternativă la terapiile sau la psihoterapiile actuale și el este un master interdisciplinar care presupune cunoștințe nu doar din filozofie, ci presupune mai ales cunoștințe din comunicare, psihologie, chiar medicină sau psihiatrie.
Și acest master este cu acreditare internațională, spre deosebire de celălalt care este național, este în limba engleză și noi sperăm să vă avem o parte dintre voi cursanții acestui master. Mai avem două masterate, unul care nu mai trebuie reclamă, de aceea l-am și lăsat la urmă. Este vorba de mass media și relații publice, tehnici de comunicare și de redactare. Este un master tradițional de succes la noi în facultate și vom încerca să realizăm acorduri cu multinaționalele care își desfășoară activitatea în zona aceasta, ca în baza absolvirii lor sau pe parcursul studiilor să obținem burse care să vă asigure cumva intrarea în aceste multinaționalitate, deci un grad de angajabilitate mai mare. Același lucru încercăm să facem și cu masteratul de jurnalist tematic, care este acreditat și el și unde cu agențiile de presă, colegii de la jurnalist vor încerca să stabilească la fel acorduri care să vă permită nu numai o practică de specialitate adecvată, ci să vă permită și angajabilitate la terminarea studiilor universitate. Facultatea oferă și studii doctorale, chiar și studii postdoctorale. Studiile doctorale sunt organizate deocamdată doar în domeniul filozofie și științe politice. Din ce cunosc, că câțiva colegi sunt aproape de a lua acreditarea, abilitarea, de fapt, în științele comunicării, așa că veți putea, până încheiați masterul, să urmați și școală doctorală, dacă doriți și vreți să continuați la acest nivel cariera în cadrul facultății noastre. Prin proiectele internaționale și naționale, Universitatea de Vest din Timișoara asigură și burse postdoctorale, dar aici situația este mai complicată pentru că ele din 3 în 3 ani se obțin prin competiție, dar în mod sigur vom fi în această situație. Le-am spus aceste lucruri ca un fel de reclamă pentru ceea ce putem noi oferi, dar vi le-am spus în primul rând să audă părinții voștri să puteți să decideți în cunoștință de cauză. Avantajul de a face științele comunicării și de a încheia aceste studii este acela că în situația, în economia globalizată actuală, șansele voastre de a vă angaja țin de activitatea pe care multinaționalele le desfășoară într-o formă sau alta și în țara noastră. Așa că pentru așa ceva, de fapt, vă pregătim pe majoritatea dumneavoastră și să știți că aveți cele mai mari șanse de a fi angajați de aceste multinaționale. În rest, sigur, sunt firmele românești, firme mai mici, care vă așteaptă până la urmă, aveți cariera universitară la dispoziție, practic aveți viața în față. De-abia viața voastră începe acum. Va trebui să iubiți, să vă căsătoriți, să faceți copii, să vă bucurați și voi, să veniți la absolvirea cursurilor festive, așa cum au venit părinții voștri la acest curs. Eu vă doresc să aveți numai bine și să ne revedem cu bine, indiferent când va fi cazul. Succes! Mulțumim! În continuare îl vom asculta pe domnul prodecan lector doctor Claudiu Mesăroș. Bună ziua! Vă mulțumesc pentru primire. Nu știu ce să vă urez. Nici nu știu ce să vă spun. M-am tot gândit că de fiecare dată când se ivește ocazia să urez ceva, se folosesc niște stereotipuri, se folosesc niște urări din acestea specializate. Când termin facultatea, succes. Când te căsătorești, fericire. Când te angajezi, eficiență, succes. Când îți cumperi haine, să le porți sănătos. Ca și cum ai putea fi fericit în căsnicie într-un mod nesănătos,
și fără să ai, să fie și o căsnicie de succes. Ca și cum ai putea să porți sănătos niște haine, într-un mod nesănătos, într-un mod nefericit și fără succes. Ca și cum, terminând facultatea, ai putea să urezi cuiva să fie un om de succes, dar nefericit și nesănătos. Eu cred că nu se poate una fără cealaltă și de aceea nu cred că trebuie să vă urez neapărat succes, ci împreună succes, sănătate și fericire. Cu fericirea este o problemă pentru că o căutăm de cele mai multe ori acolo unde nu o găsim și majoritatea dintre noi, după cum arată și nu știu, bugetele de sănătate, statisticile, chestionarele publice, măsurătorile de opinie, fericirea nu prea știm unde să o căutăm și știți cu toții, comercianții de săpun fac niște chestionare în care ne arată că fericirea noastră stă în cât săpun folosim. Uniunea Europeană face la rândul ei măsurători și clasamente internaționale în care se vede fiecare neam, fiecare de popor cât este de fericit în funcție de diferite variabile geografice, climaterice, culturale și așa mai departe. Cum o să fiți fericiți? Căutând succesul și sănătatea. Nu? Deci, dacă, din ce am spus până acum, dacă sunteți sănătoși și aveți și vă construiți o carieră de succes, o să fiți probabil și fericiți. Nu știu dacă poate garanta cineva asta. Căutând prin niște cărți, am găsit un tratat arab în care se spune cam așa. Cauza cea mai îndepărtată este mai eficientă, mai atașată de noi și mai durabilă decât cauza mai apropiată a binelui nostru. Asta înseamnă că fericirea, de fapt, ca și o cauză îndepărtată, eficientă, dar mai atașată și care ne slujește mai mult, este în noi, chiar și atunci când nu ne așteptăm, chiar și atunci când cauza apropiată, adică mobilul, motivația, adică cele imediate, dispar. Câteodată suntem nefericiți pentru că nu avem mobil și motivație să fim fericiți. Dar fericirea undeva e de fapt în noi. Și conform acestei maxime arabe, ea nu este în noi ca o stare pe care să o numim fericire, ca o stare plină, ca un conținut. Ea este în noi ca o disponibilitate de a recepta fericirea. Capacitatea noastră de a recepta fericirea atunci când ni se oferă este de fapt acel ceva de care avem nevoie. Dacă eu acum aș veni cu un bagaj, cu un rucsac plin de fericire și aș încerca să împart porții în această sală, cu siguranță unora li se vor părea porțiile prea mici, altora nedrepte, altora li se va părea că nu aia e fericirea, că în sac ar trebui să am altceva, altora li se va părea că ar trebui să o împart în altă sală sau poate nu acum, peste câțiva ani, poate nu acum, ci la căsătorie. Și așa mai departe. Cu alte cuvinte, felul în care receptăm fericirea este măsura fericirii noastre și nu felul în care cineva ne-o dă sau felul în care sau măsura în care cineva insistă în a ne crea fericirea. Fă-mă fericit este cea mai mare gogomanie pe care o știu. Nu există fă-mă fericit sau fă-mă fericită. Există capacitatea mea de a recepta fericirea și cred că o mare parte dintre voi, pe care am apucat să vă cunosc mai aproape, mai îndeaproape, aveți această capacitate. De restul, nu mă îndoiesc că aveți puterea de a vă găsi, așa încât urarea mea este să vă căutați în voi înșivă și să vă construiți, să vă edificați, nu o iluzie numită fericire, ci o capacitate de a recepta fericirea, ori în ce formă vine ea. Mulțumesc!
La mulți ani. Vă mulțumim frumos pentru cuvintele deosebite. În continuare, o invit pe doamna lector doctor Oana Gabor să ne vorbească în calitate de decan de an al specializării comunicare și relații publice. Bună ziua, stimați colegi, dragi studenți, minunați părinți, frați, prieteni. Mulțumesc, Sebastian. Mâna de ajutor, de nădejde din totdeauna. Mulțumesc. Mi-am permis să-mi gândesc micul discurs de astăzi, care va fi foarte scurt, spre deosebire de orele noastre foarte lungi, cu încă o poveste scurtă, da? Despre mine, care să vă facă poate să vă gândiți la viitor, pentru că despre aceasta este vorba în primul rând astăzi, despre viitorul dumneavoastră. În urmă cu 13 ani exact, pe 3 iunie, fugeam ultima oară din Statele Unite ale Americii. Da? Am lăsat în spate munca neterminată și am venit acasă. Ca să constat în mai puțin de o lună că nu puteam să las lucrurile neîncheiate. M-am întors, mi-am văzut de treabă cu minte încă un an, după care am revenit de tot acasă. Ceea ce vreau să vă transmit este că avem toate șansele din lume să nu reușim să ajungem la liman. Faptul că dumneavoastră sunteți astăzi aici înseamnă că ați ajuns la un liman. Și este un lucru extraordinar pentru care vă felicit și vă îndemn să vă gândiți la acest moment ca la o piatră pe care puteți construi în continuare. În ce privește munca noastră, cea de toate zilele, modul în care am abordat lucrurile împreună, o să dau cuvântul din nou, este a doua oară când sunt invitată să citesc catalogul grupei de la CRP. Prima dată a fost cu prima promoție, care mi-au fost copii de suflet, să zic așa, dar dumneavoastră îmi sunteți cu atât mai mult copii de suflet și știți lucrul acesta de la mine, cu precizie. Deci am să-i dau cuvântul unui bun prieten, care din păcate nu mai este printre noi, era numit Bud, da, Goodall. Cu scuzele de rigoare, dacă unii dintre dumneavoastră m-au mai auzit deja citându-l. Atenție spre luare aminte. Sincer, nu cred că starea de disconfort a minții constituie o problemă. Sunt de părere că a pune mintea în situații inconfortabile este chiar definiția și sarcina întregii activități științifice și didactice. Aceasta trebuie să fie periculoasă. Trebuie să lărgească orizonturile, trebuie să descuie lacăte, să deschidă poteci, să ofere un limbaj capabil să inspire libertate personală, socială și instituțională. Cred că trebuie să-i ajute pe oameni să gândească și să se comporte diferit dacă aleg să o facă. Vă doresc să puteți întreprinde de fiecare dată aceste alegeri cu ajutorul lui Dumnezeu. Mult succes! Vă mulțumim din suflet. În continuare, o invit pe doamna asistent doctor Simona Bader să ne vorbească din partea specializării publicitate. Bună ziua! Mă bucur să vă văd atât de frumoși și de luminoși astăzi. M-a bucurat și invitația colegilor de la publicitate de a vă spune câteva cuvinte. O să încerc să fiu destul de scurtă. Și sincer, fiindcă nu mi-am pregătit un discurs pentru această zi, vreau să vă spun ce am simțit când am intrat astăzi pe holul facultății și v-am văzut pe o parte dintre voi veseli, fericiți în fața universității, făcându-vă fotografii, emoționați totodată. Am fost foarte plăcut surprinsă să vă văd la fel de frumoși, poate un pic mai maturi, poate un pic mai înțelepți,
cu ceva mai multă experiență de viață, însă în privirile voastre am redescoperit aceeași inocență, aceeași bucurie pe care am văzut-o în primul an de facultate, în primul semestru și pare mi se chiar în prima săptămână, când ne-am întâlnit, cred, la seminarul de introducere în sistemul mass media, nu? Mulți dintre voi știu că deja ați început să profesați, sper că chiar în domeniul pe care voi vi l-ați ales. Mulți dintre voi poate încă vă mai căutați drumul. Eu vă doresc să-l găsiți cât mai repede, să nu uitați idealurile pe care le-ați avut acum 3 ani, atunci când ați pășit pe porțile facultății, să nu renunțați la visele voastre și să vă păstrați la fel acea lumină în privire, acea inocență, astfel încât, indiferent unde o să ajungeți în anii următori, atunci când veți pune capul pe pernă, să adormiți liniștiți și împăcați că ați avut o zi bună. O să închei parafrazându-l pe Les Brown, cu un citat care mie mi-a plăcut foarte mult. Vă doresc și vă doresc din suflet să țintiți mereu înspre lună. Chiar dacă nu o nimeriți, vă veți afla întotdeauna printre stele. Vă doresc numai bine în viață și să fiți la fel de frumoși întotdeauna. Vă mulțumim foarte mult! În continuare, o să vă invit să vizionăm împreună un filmuleț realizat de noi, cei de la Comunicare și Relații Publice, în care veți viziona experiențele noastre frumoase, emoționante, unele chiar și stresante, o să vedeți de ce. Vizionare plăcută! Vă mulțumim, sper că v-a plăcut filmulețul nostru și prin el poate ați reușit să trăiți un pic alături de noi experiențele prin care noi am trecut în acești 3 ani de facultate. Vă mulțumim! În continuare, o invit pe colega mea, Oana Bădeliță, să ia cuvântul pentru colegii noștri de la Comunicare și Relații Publice. Bună ziua, stimați profesori, distinși invitați, dragi colegi. Dacă profesorii mai devreme au spus că au avut emoții, imaginați-vă cum mă simt eu acum. Vreau să vă mulțumesc și eu, în numele meu și al colegilor mei, pentru că sunteți astăzi alături de noi, pentru că ne-ați susținut până acum și astăzi, și știm că o veți face în continuare. Nu știu dacă știți sau poate vă dați seama acum, dar viața unui student este caracterizată în mare de 2 cuvinte cheie: curs și sesiune. Culmea, astăzi noi cei din anul 3 suntem în sesiune din anii terminali și suntem și la un curs festiv, ce-i drept, dar și din cursul de astăzi avem de învățat ceva, și anume să ne bucurăm de împlinirea și finalitatea scopurilor pe care le-am avut la început. Și cu această ocazie vreau să-i felicit și pe colegii mei și să vă spun că vă admir, pentru că ați reușit să duceți la capăt ce ați început. Și eu felicit pentru asta. Eu personal nu cred că am fi ajuns niciunul din noi astăzi aici fără ajutorul lui Dumnezeu. Și când spun asta, mă refer la ajutorul pe care ne-l-a dat prin părinți, prin apropiați și acum prin profesori. Și vreau să le mulțumesc și părinților și familiilor care astăzi sunt aici sau poate nu sunt prezenți, dar sigur sunt cu gândurile îndreptate spre noi. Și să vă mulțumim pentru sprijinul vostru și motivarea care a stat în spatele nostru, pentru că ați fost alături de noi și poate că unii ne dăm seama sau nu, dar ei sunt baza ceea ce suntem noi azi, așa că vă mulțumim. Tot părinților vreau să le spun că aici am fost pe mâini bune. Cum ați auzit din discursurile profesorilor dinaintea mea, avem o facultate bună de tot, cu profesori foarte competenți și mai ales
deschiși și dăruitori, în sensul că tot ce au știut ei mai bun au împărtășit și cu noi. Au fost deschiși atât la întrebările noastre, cât și la provocările noastre pe care le-am adresat către ei. Ne-au pus în situații în care pur și simplu ne-au pus mintea la contribuție, lucru care cred că ne-a prins bine. Ne-au stârnit creativitatea și gândirea și sunt sigură că dacă vom continua mai departe și ne vom întâlni cu ei, ei vor fi la fel de deschiși și binevoitori cum au fost până acum. Vreau să vă mulțumesc și vouă în numele meu și al colegilor noștri. E adevărat că unii profesori au încercat să ne încerce să fim mai punctuali, pentru că e un lucru destul de important în meseria noastră, să zicem, în vocația noastră și ceea ce avem mai departe. Avem exemple vii printre noi care au întârziat chiar și astăzi, că ar trebui să mai facem câțiva ani de facultate, să mai învățăm și despre punctualitate mai multe. Se știe ea. Cred că cel mai important, făcând un bilanț al celor 3 ani, a fost dezvoltarea noastră personală. Și când zic dezvoltarea personală, mă gândesc mai mult la un simț critic pe care nu neapărat că poate ni l-am creat, dar cred că l-am descoperit. Și cred că asta ne formează și ne ajută să înfruntăm lumea mai ușor. Să avem grijă ce ascultăm și ce nu. Cine mai bine ca noi nu știe cum se structurează un mesaj, ce de fapt vrea el să transmită și așa mai departe. Așa că noi avem toate aturile pentru acest succes al vieții, în sensul că noi sperăm că prin acest simț critic să facem alegerile cele mai bune și asta vă doresc din tot sufletul. Colegilor, vreau doar să le reamintesc cum eram noi în anul întâi, când am primit orarul, și vreau să fac o paranteză, cred că am avut un orar cel mai frumos și bine structurat din toate facultățile, mulțumim domnului Petrișor. Și cu toate astea ne-a fost destul de greu să înțelegem ce e cu săptămâna pară, cu aia împară, despre ce e vorba cu acele cursuri facultative, până ne-am dumerit noi, am ajuns în prima sesiune, după prima sesiune, parcă peste noapte am ajuns în anul 3 și iată-ne aici. Și cred că cel mai lucru care l-am experimentat și aici cu siguranță l-am experimentat toți a fost faptul că de ceea ce ți-e frică de aia nu scapi. Și aici mi-aduc aminte de primele ore, primele întâlniri cu profesorii care pe toți ne întrebau de ce am ales facultatea asta, de ce am venit aici, ce vrem să facem mai departe. Și majoritatea răspunsurilor erau, păi, na, am fugit un pic de matematică, nu prea sunt cu științele exacte, nici să citesc mult așa ca la litere, nu aș vrea în facultate. Ce credeți, am scăpat de astea? Nu. Nici de matematică, nici de citit. Și colegii mei știu materiile cum sunt gândirea critică sau teoria informației, sună bine generic, dar de fapt e multă matematică în ele. Dar am trecut cu bine peste toate ca drept dovadă că suntem astăzi aici prezenți. Noi știm cel mai bine ce înseamnă lipsa de comunicare și au fost momente în care am simțit-o, dar știu că s-au legat prietenii frumoase aici în toți acești 3 ani și îmi doresc ca la reuniunile viitoare să vă văd pe toți așa de senini și frumoși, cum a spus doamna profesoară. Și până atunci vă doresc mult succes în toate, să vi se împlinească cele mai arzătoare dorințe. Și, bineînțeles, baftă, le-a scris licența. Aș vrea să închei și să vă spun că noi din anul întâi am fost învățați că mesajul unui relaționist trebuie să fie clar, concis, la obiect, așa că poate nu am folosit cuvinte foarte speciale sau metafore foarte complicate, dar ceea ce am spus din suflet și vă mulțumim din nou. Mulțumim, Oana! În continuare, îl vom asculta pe Alex Savoiu, reprezentant al specializării publicitate. În primul rând vreau să vă mulțumesc tuturor celor prezenți, domnului profesori, dragi părinți, prieteni,
Vă mulțumim din suflet că ați venit azi în probabil cea mai importantă zi din viața noastră, când am terminat facultatea. Cei 3 ani au trecut foarte, foarte repede și iată-ne astăzi aici, într-o sală plină cu diplome, cu speech-uri, cu tot ce trebuie. În anul întâi când am venit aici, prima dată nu știam la ce să mă aștept, cum o să fie colegii, cum o să fie profesorii. Era o nebunie totală, toți de peste tot, toată facultatea se plimbau, nimeni nu știa nimica. Și da, vreau să le mulțumesc în primul rând colegilor mei, că au fost foarte de treabă și foarte primitori și foarte înțelegători și faptul, vreau să le mulțumesc pentru că m-a făcut să mă simt așa de bine cei 3 ani aici la facultate. Vreau să le mulțumesc și domnule profesor pentru că au fost foarte calmi cu noi și foarte, foarte răbdători. Și în ultimul rând vreau să mulțumesc și profesorilor care au fost foarte, părinților care au fost foarte suportivi în toți acești 3 ani, care au făcut foarte mari eforturi pentru noi, pentru studenți. Și vreau să mulțumesc și eu de la CRP pentru că au fost mai prietenoși cu noi cei de la publicitate, că noi suntem cam de pe aici, de pe acolo, nu... De-abia ne strângem azi, dar ne-au primit și pe noi cu ei. Și na, vreau să... Aș vrea să închei urându-vă succes la toți, și studenți, și profesori, și părinți în viitor, la studenți pentru master sau viitoare joburi și la părinți pentru a avea grijă de copii în continuare. Și domnule profesor, să aveți răbdare și cu generațiile următoare. Yes. Mulțumim, Alex! În continuare va urma un moment mai simbolic, aș putea spune. Prin urmare, invit pe studenții din anul 2 pentru a le preda cheia facultății ca semn de încredere pentru generațiile ce vor veni în continuare. Mulțumim pentru că ați venit și sunteți dispuși să continuați tradiția și dăruirea de care dăm dovadă în fiecare zi la facultate. Vă mulțumim mult pentru încrederea acordată și pentru faptul că ne-ați predat cheia. Acum câteva cuvinte din partea noastră. Am văzut de la început, din video, din discursurile voastre și ale profesorilor noștri, că ați petrecut momente frumoase aici, v-ați dezvoltat, ați învățat foarte multe și iată că acum este momentul în care datoria voastră este să demonstrați acest lucru și să puneți totul în practică. Și nu în ultimul rând, să fiți conștienți de faptul că aici ați creat premisele pentru a deveni adevărați specialiști și vă doresc mult succes pentru a deveni acești specialiști și să faceți mândră facultatea, profesorii noștri și nu în ultimul rând colegii voștri, familia, părinții și toată lumea prezentă astăzi aici. Vă doresc multă baftă la licență și mult succes în viață! Mulțumim, Roxana! În continuare, o invit din nou pe doamna lector Dr. Oana Gabor pentru a striga catalogul specializării comunicare și relații publice. Mulțumim! Larisa Arnautu. Denisa Palosin. Da.
Oana Bădăliță. Mirabela Bencău. Maria Ionela Bocrici. Andreea Boteanu. Lavinia Maria Chiscop. Sergio Chirco. Alexandra Ciucurescu. Ana Maria Constantinescu. Andreea Coroamă. Mihaela Costescu. Dragoș Cristurian. Naomi Cucu. Adina Danilă. Cristina Demeter. Amalia Dobrincu. Ana Maria Dolhăscu. Ana Maria Domilescu. Adelina Georgiana Dumitrașcu. Raul Egerti. Cristian Faur. Madalina Faur. Andrada Fechete. Andreea Flore. Raluca Horga. Ioan Horniac. Corina Ile. Suzana Cracun. Anca Lazia. Atâta v-am căutat. Nu se supără nimeni.
Felicitări. Oana Liță. Luciana Loliș. Da, mulțumesc, vă să-și ajungi. Alexandra Lupu. Andrada Marinescu. Mihaela Maxim. Andreea Mălăescu. Este? Grațiela Milotin. Andreea Năstac. Cristina Nicolicea. Bravo. Diana Ocea. Felicitări. Vă mulțumesc frumos. La mai mare. Mulțumesc. Ce iau? De unde vei? Timea Pastor. Janina Păstrău. Pătrău. Totdeauna v-am făcut. Cu S. Dar nu-i bani. Mulțumesc. Denisa Peia. Felicitări, Denisa. Claudia Petrușe. Paula Pistrui. Andreea Scorțanu. Ce hotărâtă sunteți, bravo, așa-mi place. Iasminca Șuba. Tatiana Ștubei. Felicitări, Tatiana. Monica Temeșvari. Alexandra Toma. Felicitări, Alexandra. Anca Trifu. Ana Maria Turcin. Evelina Țigan. Felicitări. Mulțumesc mult. Sunteți o frumoasă. Thank you.
Ana Vrânceanu. Georgiana Vrejiu. Bravo, Georgiana, felicitări. Și Robert Weinberger. Îi felicit încă o dată pe absolvenții secției de comunicare și relații publice. Mulțumim frumos pentru acest moment. Nu aș vrea să trecem peste fără să îi mulțumim domnului profesor Sebastian Petrișor. Care a fost foarte drăguț și spontan și ne-a pregătit o surpriză care chiar ne-a lăsat mască, două surprize. Chiar vă mulțumim că ne-ați suportat de-a lungul celor 3 ani de facultate. Știu că am fost un an de studenți mai dificil, dar v-ați descurcat de minune. Nota 10... aș vrea totuși să vă ridicați așa măcar câteva secunde, să-l aplaudăm în picioare folosind jucărioarele. Hai. Acolo se zice mulțumesc. Să vă mulțumesc și eu la fel. Mulțumim. În continuare, o voi invita pe doamna Oana Barbu să strige catalogul celor de la specializarea publicitate. Eu vreau să spun un mesaj și celor de la comunicare și relații publice și publicitarilor. Diploma asta nu e doar o diplomă așa simbolică a faptului că voi absolviți astăzi și porniți în viață și ați terminat-o cu facultatea. E o marcă a faptului că intrați în lumea comunicatorilor. Aveți dreptul să intrați în lumea comunicatorilor și aveți o responsabilitate mare de acum înainte. Să aduceți zâmbetul pe fețele oamenilor și să îi faceți să ia deciziile corecte. Mulțumesc. Și acum. Despre publicitate nu prea ați auzit astăzi, dar în publicitate faptele vorbesc din spate. Vedeți munca lor mai mult. Așa că o invit alături de mine pe cea zurlie și veșnic veselă, Berindei Laura. Șeful șefilor și mereu ăla în capul căruia s-au spart toate, Cârstea Săvoi Alexandru. Îl vedeam din când în când, Ciurea Dacian. Of, cu emoții întotdeauna înainte de prezentarea proiectelor, cu Tian Larisa Bianca. S-a înhămat la lucruri mari și le va termina pe toate și le va duce la bun sfârșit. În felul ei tipic și caracteristic, Enuica Adelina.
Are el planuri mari pe viitor? Nu ni le-a spus în timpul facultății chiar pe toate? Giurcă, Dragoș Ionuț. Sportiv și campion în toate și azi și absolvent. Iftot de Andrei. Întotdeauna acolo să-i ajute pe ceilalți. Istrătoi, Mădălina. Vine, pleacă, vine, pleacă, întotdeauna cu un cuvânt acolo punctat, când e cazul, Lorin Ștefan. Un fel de fiu risipitor, întors la baștină și cu planuri mari pe viitor, Madroane Denis. Talentat, artist, frumos, nu știu de ce a venit la publicitate, că eu l-aș fi trimis la muzică, dar are talent și la publicitate. Mihalache George Cosmin. A cam făcut proiectele altora atunci când a fost nevoie. Nistor Ramona Bianca. Altă zurlie, nu mai e roșcată ca în anul întâi, dar mereu cu zâmbetul pe buze, Paraschiv Andra Denisa. Drastică, corectă, pusă pe fapte mari. A doua șefă, cum ar veni, a clasei, Popa Delia. Talentat, designer, dansator. Să vezi cu Nicolae. Da, fă o piruetă. O colegă foarte bună, de cele mai multe ori acolo pentru toți, când a fost cazul și a pus umărul, Ștef Ramona. Păi da. Ea a știut mereu când să tacă și când să ridice două degete și să spună ce are de spus. Tănase Roxana. Și cu asta am încheiat lista celor care anul acesta au absolvit secția de publicitate a facultății noastre. Le doresc din tot sufletul să vadă mai departe decât văd majoritatea dintre noi și să aleagă întotdeauna binele. Felicitări! În continuare o să o rog pe doamna Oana Barbu să încheie cursul festiv prin poza aceea pe care a făcut-o și la primul curs pe care l-am avut oricum comun cei de la publicitate și comunicare și relații publice. Deci încheiem cum am început.
Vă mulțumim tuturor pentru participare. Sperăm că v-ați simțit cel puțin atât de bine pe cât ne-am simțit noi. Cursul nostru festiv a luat sfârșit. To be alive, this feeling's running high.